Când pe net apare un video neobișnuit, întotdeauna trezește multe semne de întrebare în rândul utilizatorilor, însă nu mereu poți explica ce ai filmat. Astăzi te așteaptă o serie de imagini șocante și ciudate pe care nimeni așa și nu le-a putut explica. Ești gata? Atunci pune un like și să începem! Un fum misterios de om a fost filmat în Denver, Statele Unite ale Americii, însă în curând a dispărut. Acum localnicii speră că după această anomalie nu se va întâmpla nimic rău. Până acum, totul e bine. Cum crezi? Care este cel mai apropiat animal omului? Nu, nu este porcul, deși uneori ne apropiem foarte mult de ei. Acesta este cimpanzeul. Pentru a vedea cum își organizează ei comunitățile și ce legi au, intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. După ce cu acest tip în geacă gri s-a întâmplat ceva ciudat, oamenii au început să se comporte de parcă ar fi nebuni. Următoarele imagini ne demonstrează o figură misterioasă care merge de una singură noaptea. Urechi ascuțite, ochi negri mari, pielea palidă, nu pare a fi o persoană obișnuită. Iar această strălucire impresionantă de parcă e suspendată în aer. S-a format din cauza reflexiei luminii într-o multitudine de particule de gheață. Minim așa consideră unii experți. Pare că nu-i nimic neobișnuit, însă privește, pe stradă merge un bărbat decapitat. Pare că nimeni din trecători nici nu-l observă, fiecare se ocupă de treaba sa. Locuitorii din Texas au avut norocul să vadă un fenomen mai puțin obișnuit pe cer. Nu se cunoaște exact ce a fost, însă unele persoane spun că ar fi vorba de extraterestre. S-a întâmplat ceva tare neobișnuit în unul din orașele mexicane, când sute de păsări s-au prefăcut moarte și pur și simplu au căzut din cer. Bărbatul pur și simplu se deplasa cu mașina sa pe traseu, când a văzut o figură fantomă ciudată, în haine albe și părul lung negru, care a târnat pe copac. Totul ca în cele mai bune filme horror. Este o artă, magie sau problema naturii? Un țurțure a căzut de pe acoperiș, însă stă în aer, în același timp fiind divizat în trei. Nu știm ce l-a speriat atât de tare pe Poltergeist. De altfel, cum se explică un comportament atât de agresiv al forței invizibile de pe acea lume? Aici nici explicații nu trebuie, nici cuvinte nu găsești. Și o mașină pe trei roți poate fi sigură, la fel poate transporta și un automobil mai greu. Vârtejul de foc se formează când rămășițele de incendii se adună într-un incendiu mare, un fenomen rar și extrem de periculos. În primăvara anului 2021, într-unul dintre orașele braziliene, pe cer a apărut un nor apocaliptic care a șocat oamenii, însă peste 4 minute acest nor a dispărut. Oamenii nici nu au înțeles ce s-a întâmplat. Iar cineva după o astfel de imagine așteaptă extraterestrii în ospeție. Atrage atenția la acest bărbat în tricou în roșu, posibil el e un călător în timp. În
În Canada, Whistler, a fost filmată o lumină neobișnuită. E greu de spus ce fenomen optic este, însă arată impresionant. De obicei, dacă pui un chibrit sub jetul de apă din robinet, desigur că focul se stinge, însă această doamnă a reușit să demonstreze că fiecare regulă are excepțiile sale. Mulți din noi se tem să găsească un păianjen în casă, însă mai bine un păianjen decât cu o creatură oribilă de genul. Doar după ce au fost verificate camerele de luat vederi, paznicii au văzut această persoană ciudată care se deplasează ca un câine. Localnicii spun că e bine cunoscutul vârcolac. În anul 2017, locuitorii Slovaciei au avut noroc să vadă pe cer un soare la pătrat. În iunie 2022, locuitorii orașului Drammen, Norvegia, au observat o anomalie ciudată la intrare în casa sa. Privește cum ploaia a divizat curtea casei în două, umed și uscat. O lumină ciudată dansează în nor pe cer. Martorii s-au speriat foarte mult, așa o impresie că e ceva viu care își trăiește viața proprie. Acest video a fost filmat în statul Georgia pentru a demonstra ce se întâmplă când se aruncă obiecte în toaletă. Însă cei ce au găsit într-un final deloc nu seamănă cu un obiect străin, ci cu o creatură misterioasă. Martorii oculari au observat o stea căzătoare pe cer, însă peste câteva secunde au înțeles că traiectoria mișcărilor obiectului misterios e îndreptată în sus și culoarea însuși nu seamănă cu cea unei stele. Privind piramidele egiptene, înțelegi că e greu să găsești secretul lor, însă cândva toate tainele se vor adeveri. Dacă ai obosit să asculți taximetriștii, mergi în San Francisco. Acolo există un electrotaxi și conducere autonomă. La sigur vei avea multe emoții noi. În ianuarie 2020, deasupra Toronto, plutea un nor mare dreptunghiular, cu margini aproape perfecte. Acest fenomen neobișnuit i-a făcut pe unii oameni să se pregătească de o presupusă apocalipsă. După ce vedem cum se mișcă camionul, apare brusc o persoană necunoscută. El nu se mișcă o perioadă, stă pe loc. Oare ce se întâmplă? Conform legilor naturii, păsările trebuie să urce în cer și să primească plăcere de la zbor. Însă se pare că unele păsări au părerile lor despre asta. Pescarii locali au demonstrat prada lor uimitoare de pe coasta Venezuelei. Au prins un pește pe care nimeni nu l-a văzut până acum și care la sigur trezește o serie de întrebări. De regulă, vârtejul de praf nu reprezintă un pericol mare pentru oameni, însă nu se merită să riști atât de mult ca tipul din video. Un DVR de bord a filmat o femeie care traversează strada pe un traseu aglomerat. Logic ar fi ca camionul să o lovească, însă el de parcă a trecut prin ea, fără să o rănească. În timpul filmului, zona 51 accidental a fost filmată pe fundal o creatură ciudată și subțire, cu patru mâini, care se deplasa în spatele unuia din regizori.
Următorul video a fost filmat în China. Vedem cum deasupra stâncii zboară un obiect neidentificat, iar din urma sa un elicopter militar. De la început nu e clar de ce fetița din video e atât de speriată, însă peste o secundă devine totul clar. Pe perete plutește o urmă înfricoșătoare. Suntem convinși și nimeni nu-și dorește să ajungă în situația când a doua parte a tunelului e blocată. Un băiețel se plimba într-un loc necunoscut. Pe neașteptate apare o figură umanoidă din tufișuri. Ce nu ar fi, băiatul e tare speriat. Mulți oameni, după ce au văzut acest video, glumesc că pilotul a decis pur și simplu să ia o pauză în aer. E greu de spus ce vedem în această imagine. Este evident doar un singur fapt. Mereu suntem urmăriți de cineva. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați văzut și voi lucruri ciudate sau poate chiar le-ați filmat. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!